Iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Mihaelei. Da, o văd. Da, este ea, avem și acord. Văd energie în jurul ei. Furie, mi-apare furie. Furie, frustrare. Mai văd niște portaluri deschise, trei portaluri. Da. Da. Asta se întâmplă atunci când acum a fost și în weekend. Se deschid în momentele în care scade mult vibrația și bia. Și aceste portaluri sunt deschise de entități și sunt lăsate așa ca să poată să intre ori de câte ori e furioasă, nervoasă. Nu stau în câmpuri, văd că nu sunt în câmpuri, dar au canale deschise. Și când am băut mai mult, ce fac? Atunci intră. Intră în câmpuri, da? Da, da. Și ce am făcut, de exemplu? Hai să vedem ultima dată. Hai să descriem ce s-a întâmplat acum câteva zile. A vorbit mult, a încercat să acapareze atenție și irita oamenii din jur. Pe unii făcea să se simtă prost și aduna invidie și ură din jur entitățile. Supărare, neplăcere, iritare. Sufletelul cât era prezent în corp? 2%. După o anumită cantitate. 2%. 2%. Unde era? Unde stătea în toată perioada asta? Unde a stat? În afara câmpurilor. Corp. Da, dar în jurul corpului, da? N-a plecat mai departe. Nu. Nu se ducea pentru că încerca să țină un echilibru, văd că, energetic, încât să nu... Deci nu se comportă rău, urât, dar văd că vorbește mult și acaparează și enervează. Cine vorbește? Un demon. Un demon, da? Da. Care intră în câmpuri? Da. Și prea și corpul? Intră în câmpuri, preia momentele alea în care ea este, să zic, în starea aceea, da, dar nu lasă cumva, nu, deci nu ia să preia de tot. Da. Da? Dar da. Face acțiuni. Face acțiuni. Vorbește da. Demonul. Da. Da? Da. Ia hai să canalizăm, să vedem în momentele acelea. Când vorbește, cine vorbește și ce vorbește. Da? Deci te conectezi cu sufletul. Să vedem ce ne spune. Da? Sufletul Mihaele. 1, 2, 3. Sufletul. Bună. Bun. Ce faci? Cum ești? Nu știu. Nu știi? Ești bine? Ți-e bine? Nu. Te simți? Cum te simți? Goală. Goală? Și unde ești? Ești în recipientul tău? Corp?
Sau unde ești? Nu, Unde în ești? afară. Afară? De ce ești în afară? Ce te-a scos în afară? Te-a scos ceva? M-au scos de mult. Demonii te-au scos? Da. Păi, cum să te scoată demonii? De ce? Tu n-ai putut să... De ce le-ai dat voie? Cum Nu te-ai e simțit? vorba de voie, e de vibrație. Așa. Vibrația corpului? Da. De ce? Cum era vibrația aceasta? Prea joasă. Ce a făcut ca corpul tău să vibreze atât Nu de mai jos? gândește deloc. Nu Nu mai mai pot gândești? controla mintea deloc. Tu nu mai poți controla mintea. Dar ce Nu. face să scadă vibrația? Ce a făcut să scadă atât de mult? Ce-a băut? Acea băutură, acel alcool. Da. Acest alcool are o vibrație foarte joasă, care o imprimă, el se duce prin, se îmbibă Peste tot. în tot corpul, toate celulele, Și sparge structurile. sparge structurile. Iar tu Nu mai pot controla. nu mai poți controla. Și ieși și afară, da? Da. Ce se întâmplă, aș vrea să ne spui, cu celulele corpului? Uite, ia o celulă de unde vrei tu și Sunt spune-ne ce i se distruse, întâmplă, da? sunt sparte distruse. Mai Unele. ales sunt anumite unele în anumite zone care sunt mai distruse decât altele? Cel mai mult este afectat creierul. Centrii de gândire, neuronii, legăturile sunt oprite. De ce se opresc? Stinge becul pentru mine. De ce se opresc? Ce nu mai pot conecta unele cu altele? Nu, sunt Ce le complet faci? acoperite, Acoperi. blocate și nu mai au acel De schimb. vibrația aceasta, de energia aceasta, da? A alcoolului. Da. Și apoi nu se mai transmit semnalele, Sunt da? complet blocate semnalele. Blocate semnale. Apoi, deci la creier cel mai mult distruge, da? Da. Și știi că cei care... Nu-i cazul Mihaelei, da? Mihaela când și când face cât un abuz la o petrecere, la o ceva. În rest, nu. Dar sunt cei care beau constant cantități mari de alcool, iar după niște ani fac ciroză. Ciroză alcoolică. Acolo de ce? Ce se întâmplă și la ficat? Tu Dacă te face uiți. față ficatul Nu la face, se procesare procesează, da? deloc. E prea mult, are nevoie de timp să-și se recupereze. Iar cei care fac asta permanent În fiecare zi. nu oferă acel timp de regenerare. Iar când ficatul nu poate să proceseze, practic se umple corpul fizic cu toate toxinele, da? Și afectează tot. Ficatul trebuie să proceseze toxinele din corp, dar când este deja plin de toxine, nu mai procesează celelalte. Și ajunge corpul că nu mai poate. Se blochează, se îmbolnăvește, da? Sunt repercursiuni, da. Bine, asta am văzut ce se întâmplă la nivel celular. Acum, tu, când stai în afara aici, în afara corpului, ce emoții simți sau ce simți tu vis-a-vis de corpul tău, că nu poți să intri în el, nu poți să controlezi funcțiile și toate lucrurile acestea. Ce emoții dezvolți? De goliciune, de separare, de respingere, Neputință.
Da, și neputința. Când stai în afara corpului și vine demonul ăsta și se exprimă din corpul tău, tu l-auzi? Ce face? Ce observi? Știi ce se întâmplă cu corpul tău? Da. Văd. Și alți demoni vin să mă țină. Să te țină aici, în afară, unde ești, da? De unde vin demonii ăștia alții? Sunt frații ăstuia care intră? Cred că da. Acești demoni care vin pe fondul alcoolului, consumului, sunt o divizie, să zicem, specială care se ocupă pe această temă sau vin oricare demon de oriunde? Nu știu asta. Nu știi? Nu. Nu poți să afli. Poți să afli de unde vin ăștia. Dar, de fapt, facem altceva. Uite, un singur demon s-a exprimat ultima dată prin tine când a vorbit mult și prost. Da. Te măr de la 1 la 3 și îl lași pe demonul ăla să vorbesc. 1, 2, 3. Demon. De unde vii tu? De unde ai venit în acest corp? Ce? Te-ai atuse? Acum adică de unde vin? De unde vii tu? Ocupe acest corp. Din ce, de unde, din ce zonă, din ce, care, cu ce atribuții? De acasă, de la mine. De acasă, de la mine. Ce atribuții ai? Când vii care tu le corp? Vreau eu. Așa. Și care sunt alea care le vrei tu? Ce ai vrut ultima dată să faci când ai făcut gălăgie? Să o fac de rușine. Da? De ce să faci de rușine? Distractiv. Da. E de râs. Te distrează pe tine, da? Vă distrează pe tine, pe voi. Da. Da? Și ce ai spus acolo? Poți să-mi reproduci? Ai, de tot. Da, ia. Tot ce a vrut și ce ne-a vrut. Da, ia. Ia reproducem, uite. Da. Moment. Hai, spune, ce ai spus? Păi cum, n-ai, tu n-ai memorie, măi? Nu, no, nu. Cum n-ai? Da. Adică tu dai pe gură tot ce vine și nu mai știi ce ai făcut. Sau dai cum. Pe gură, dai pe gură. Aolo! Auzi? Dar dai pe gură. Și pe jos? Și îți faci numărul, da? Ca la circ. Ca la circ. Și mai sunt alții care vii cu veniți mai mulți, pentru că am văzut că câțiva dintre ai tăi țineau sufletul acolo. Am nevoie de ajutare câteodată, depinde de suflet. Da, și aici ai avut nevoie? Da, s-o țină. De ce să o țină? Ce vrea sufletul să facă? Să le scoată. A, vrea să le scoată. Să oprească! Să oprească circul. Să nu mai bea. Iar tu ce-i spune? Ce făceai? Să bea, să bea, să bea, să bea. Să nu se oprească! De ce? Bei și tu odată cu corpul fizic? Îmi place vibrația aia. Da? De nălucă pe care o are. Așa, dar și cum îți place și aburul alcoolului? Oh, da. Da. Auzi, dar aveți preferințe? Nu. Alcoolul sub ce alcool formă? Să fie, nu contează și mult. Da? Da. Păi nu te îmbeți și tu? Nu. Te beți și tu? Nu, eu beau. Oh, eu mă desfăț cu tot ce pot aici. Da? Cu vibrația asta bună. Auzi, dar... De ce nu-și aduce aminte? Pot să fac ce vreau, tot ce vreau pot să fac, că nu mai contează. Și auzi, de asta faci tu în modul tău natural de a te manifesta?
cum faci în corp și ce arăți, așa te manifesti tot timpul și voi vă manifestați? Da, căutăm pe ăștia, da. Și când sunteți, nu sunteți, că nu ești în corp fizic. Ce faceți voi între voi? Așa vă înjurați, vă vorbiți. Ce mai zis mai devreme? Bate, circ. Circ faceți. Și aveți atâta energie? De unde luați atâta energie să consumați, oh, să vă bateți? Oh, de la oameni. Atât de mulți bețivi sunt. Oh. Uh-huh. Și de bătut de ce vă bateți? Când sunteți frați. Ne bate pe suflete care să intre. Cine câștigă intră. A, deci așa ai intrat tu, da? O să da, în alte dăți, când corpul mai bea, a mai băut, a intrat alții, n-ai fost tu. Care câștigă? Da. Întâi este un concurs de lupte. Ne câștigă sufletele fiecare. Nu, dar când să intrați într-un corp, când puneți stăpânire pe corp, intră ăla care câștigă lupta. Da. Dar voi sunteți unii specializați pe alcool? O divizie? Ei. Sau nu sunteți specializați pe alcool? Nu, nu mai, nu. Nu. Nu așteptăm numai să bea numai alcoolul, nu, dar ne place. Ok. Dar auzi, de ce să numesc băuturile acelea care sunt rafinate, dublu rafinate, spiritoasele? Spiritoase se numesc. Astea fac cel mai rău. De ce e denumirea? Cine le-a dat denumirea de spiritoase? Pentru că are legătură cu spiritul. Da. Care nu trebuie legătura? Să bei foarte mult ca noi să putem intra legătura cu spiritul. A, cu noi. A, adică voi sunteți spiritele, da? Care veniți. Da, cine? Ok. Mă gândeam la spiritul, la spiritul sinele, sufletului. Aici mă gândeam. El să intre în asemenea vibrații? El nu poate, da? Nu, mă gândeam că se întrerupe legătura. Alcoolul ăsta întrerupe legătura sufletului cu spiritul. Da. Lui. Cu spiritul lui. Da. Da? Face și asta, da? Da. Asta voi sunteți, de ce spiritul sufletului, sufletelor, sinelelor, este de acea vibrație și stă atât de sus, iar voi tot spirite ați ajuns atât de jos. Și să faceți ce faceți? Aici e lumea noastră. Dar cum ați ajuns aici? De ce faceți așa? De ce nu sunteți și voi de vibrație înaltă? Dacă am fi toți la fel, cum ar fi lumea asta? Există sus, jos, la mijloc. Fiecare cu partea lui de univers. Ne dar place aici. Vă place aici. E natura noastră, e casa noastră. Am înțeles asta. Dar de ce voi ați ajuns atât de jos? Așa ați fost creați? Pe vibrația, da, aceasta? Da. Cine e creatorul vostru? Al tău? Satan. Satan. Cum vă creează Satan? Cum ai luat-o naștere? Și frații tăi? Știi? El creează corpurile. Noi după aia intrăm în corpuri. În care corpuri tu? Astea. Corpurile de 3D? Demon. A, alea de demon. Aha. Deci el creează corpurile și voi veniți de unde veniți? În corpurile de demon. Nu știu, suntem energie. El le suflă. Ca spirit. A, el. Da. Tot el vă... Eu zic că veniți suntem din el. Suntem nemuritori. Sunteți nemuritori, dar eu zic că din el veniți, da, sunteți părți ale lui, da. Din ale lui, da? Ce creatură, Satan ăsta. Și ce a putut să creeze? În ce sens o spui? Care l-auzi? Ești ironică. Nu sunt ironică. Trebuie să te închin lui. Poftim! Da, se închină, mulți oameni, într-adevăr, sunt orbiți și se închină. Am văzut chiar spectacole. Și tu te-ai închinat, băi. Nu m-am închinat, băi. Ba da, dar n-ai știut. Ah. Toți ceilalți. Auzi, da. Noi nu ne mai închinăm nimănui. Noi suntem conștienți. Acum. Așa. Auzi, da. Am văzut spectacolele alea care oamenii le fac.
prin Europa. Efectiv, costumele, dansatorii. Sunt costume de ale voastre, adică încearcă să vă arate, să vă reproducă în 3D. Ne venerează cu toți. De ce oamenii nu-și dau seama? De proști! Nu, dar de ce nu-și dau seama? Cine îi oprește să înțeleagă ce se întâmplă? Programele mentale. Da. Societatea, care cum să fii tu diferit față de celălalt, trebuie să faci ca celălalt. Fă, frate, fă. Fă. Nu trebuie să fii diferit. Bine. Altfel nu ești acceptat. De ce acei oameni vor să fie acceptați de societate? Vor să fie ca alții? Da. Dar astea sunt programele care le au. Iar noi le arătăm cum să fie ca noi. Da. Ca noi. După ce când corpul începe să se curețe de aburii alcoolului, cum ieși? Că de bunăvoie nu mai vrei să ieși. Cum ieși afară din corp? După ce adoarme. De ce? Pentru că după aia se regenerează corpul. Și ies afară, toate vibrațiile se disipă. Și atunci ieși și tu? Ies cu ele. A, ieși cu ele. Păi de ce? Nu-ți mai place să... Nu. De ce nu-ți mai place? Nu mai am vibrația necesară să pot să stau. A, să poți să stai. Și ești scos și tu odată, da? Da. Și atunci poate să revină sufletelul de drept. Deținătorul corpului de drept, da? Da. Dar ăia care frații tăi de-l țineau pe suflet, ăia îi dau drumul? De ce îi dau drumul? Pentru că trebuie să intre înapoi în corp. De ce să intre înapoi în corp? Unii fac atât de multe lucruri rele încât îl fragmentăm. Păi asta zic. Că mulți, chiar acum am văzut, ieri, mulți la băutură intră demonul și a omorât fiul ieri. Dar l-a tăiat. De toate face. Asta e cel mai frumos când se întâmplă. Serios? Pentru noi. Da. Ce câștigați voi? Suflet. Sufletul. Cu totul. Ăsta care face, prin care ai acționat, ați acționat, da. Și celălalt, uite, în cazul în care a murit. A murit un și om. Și acela este tot al nostru. Pentru deci că îl luați și pe ăla. În groază și frică. Bine. Și hai, mai este persoană dragă, iubită. Da. Așa. Este și mai mare groaza și frica. Și frustrarea și supărarea din care sufletul nu mai iese chiar dacă ieși din corp. Așa moare, așa pleacă. Își cea furie. Exact. Okay. Ce hal, zicea o doamnă ieri pe YouTube. Mi-a reproșat că eu nu vă iubesc și nu iubesc entitățile, că trebuie să vă tratez cu iubire. Exact. Și cu respect. Exact. Și cu respect. Exact. Nu vreți să mergeți voi toți ăștia la doamna aia? Duceți-vă la doamna aia. Și mai sunt mulți. Multe, multe ființe. Suntem. Mulți oameni care gândesc așa. Mergeți la acei oameni care vă tratează cu iubire și aia respect. Aia care ne iubesc suntem acolo. Probabil că unul din ăștia ca tine vorbeau prin acea doamnă care îmi dădea indicații. Da? Ar trebui să asculți. Serios? Oh, da. Vrei să asculți? Ascultă-o măcar pe ea. Serios? Faci multe greșeli, știi? În detrimentul trebuie vostru, să ai și da? Tu un Dumnezeu aici. Eu sunt Dumnezeu. Fără un meu. Dumnezeu ești pierdută. Păi voi sunteți Dumnezei? Haide Dumnezei, ăștia sunteți Dumnezei? Noi vă ajutăm și vă dăm tot ceea ce voi vă doriți, putere. Vă împlinim dorințele. Da? Și ne transformați, ce dorință ai? Ne transformați, uite, în cazul acesta și altora. Îți pot îndeplini legat de alcool, și ție dorințe. Ne transformați în ce? În paiațe? Ne faceți de râs? Așa ajutați? Vă simțiți bine, vă distrați. Care e dorința ta că ți-o împlinesc? Hai, spune. Dorința mea o să o vezi acum.
că o să trebuie să mi-o spui ca să-ți pun în practică acest suflet, dorința mea, da? Legat de tine. Că în rest, dorința mea, o știu eu și știu ce am de făcut, da? Ești așa de sigură pe tine? Da, foarte sigură sunt. Sunt foarte sigură și vă transmit ca să știți. Un suflet trezit, nu mai aveți nimic ce să-i faceți. Da, caricaturilor care sunteți. Uite, încă o dată... Un suflet trezit poate coborâ, draga mea. Poate coborâ dacă nu este conștient. Sufletul trezit, vorbesc de suflete conștiente. Dacă sunt conștiente, știu ce au de făcut, da? Ne-am săturat și știm și vă cunoaștem de tot ceea ce faceți și tot ceea ce am trăit pe aici. Eu nu cred că un suflet conștient mai vrea să se întoarcă aici. Nu are de ce. Cei care mai se mai întorc sunt cei care încă nu au înțeles toate lucrurile. Cu toții se întorc. Bine. Număr de la 1 la 3. Număr de la 1 la 3 și ieși afară. 1, 2, 3. Ela, deconectează-te. Ridică-ți vibrația și arde toate amprentele. Da. Sufletelul acum să cheme toate acordurile, contract, ce a făcut cu toți ăștia și cu ăsta și neamul lui? Permisiune are. Permisiuni. Acorduri. Acțiuni. Da. Da, a făcut acțiuni care le-a permis acestora să facă și ei la rândul lor acțiunile care și le-au dorit ei. De a cere să vină toate aceste acorduri, permisiuni. Da, le arde acum, le anulează, le decrează pe toate. Da. Și acum ia mintea și o desface. Mintea cu care acționează în acest da. Corp fizic. O desface, dă comandă să lumineze, să lumineze toate programele induse de creaturile astea. Și altele, eu știu ce mai sunt, nebenefici. Da, de furie, de frustrare, de neajunsuri, de a nu fi suficient de bună. Acest program al alcoolului, din când în când, de a te distra, trebuie să bei, de te simți bine, trebuie să bei. Hai să ne distindem puțin, să ne simțim bine. E, să lăsăm demonii să intre. Văd un asemenea program. Să-l scoată. Da, scoate, arde, anulează, dizolvă toate programele nebenefice din mintea ei. Tot ceea ce ea pune la suflet, tot ceea ce ea bagă în seamă, răutățile celor din jur, prin care entitățile încearcă să scadă vibrația ca să poată să intre permanent din nou în câmpurile ei. Ea fiind curățată, are niște câmpuri curate, luminate, iar entitățile vor această energie care nu aparține altor entități acum și fac tot felul de acțiuni ca să scadă vibrația prin cei din jur, prin colegi, prin șef. Deci ne spunea, scoate toate aceste programe, Ela, da? Și le arde. Da. Ne spunea Mihaela, ne-a scris în întrebări, că sunt câteva colege care pur și simplu calcă pe, îi apasă butoane acolo la servici, care fac de toate, sunt răutăcioase, sunt pur și simplu fac acțiuni pe care nu le înțelege și asta o irită. Da, sunt entitățile care încearcă să
îi scadă vibrația prin aceste mijloace și apoi se intre în câmpurile ei. Ne spunea, stă în Austria, apropo de evenimentele care s-au întâmplat, da? Stă în Austria și colegele acestea, deci Mihaela are 41 de ani sau 40 ceva de ani, iar entitățile acestea, colegele astea au 20 și ceva de ani. Sunt nepoliticoase. Nu respectă. O numesc outlander sau cum s-o numi, că nu este în fața clienților unde lucrează. Că nu știe să vorbească, nu înțelege, nu face, o dă la o parte, nu o lasă să-și facă ce are de făcut atribuțiile la servici. O jignesc. Vreau să ne uităm un pic la această nație, dacă acum hai să vedem la acest popor, de ce este atât de răutăcios. Da, și plin de ego. Vine din imperialismul în care au trăit ani, sute de ani, exploatarea altor popoare, din de unde le-ați? Da, da, și au un orgoliu exacerbat. Exact. Sunt plini de entități, de demoni, da, care le dezvoltă acest ego și această superioritate față de alte popoare, dar nu este singurul popor care face acest lucru. Toate popoarele care au contopit, care au cucerit. Cotropit, se zice. Așa, cotropit, alte popoare. Așa. Da, și care au cucerit și au fost imperii, au această atitudine care, în care se cred superior și de bine, entitățile fac asta. Deci, cu ce sunt interferați ăștia? La nivel de popor. Ce rasă? Eu văd Satan. Satan, da? Da, cu demonii. Demoni. Și practic prin ei se exprimă aceste entități, da? Da, prin ei acționează, prin ei vorbesc, prin ei fac toate acțiunile care, prin care umilesc, le place parcă să umilească alți oameni de altă nație. Mai ales că cei care merg în general, nu e o regulă, români care merg să lucreze acolo și nu numai români, sunt și alte nații, fac muncile mai muncile grele care ei nu vor să le facă. Da? Exact. Și atunci râd de ei. Muncile murdare. Da. Și da, vezi, demonii se folosesc. Demonii din ei sunt ei mizeria întruchipată. De ce nu fac orice muncă? Nu vor să facă munci. Le e mai ușor să acumuleze această energie a frustrării, a neplăcerii, a cum să spun, oamenii care al locului austriece, că acum vorbim de ei, că nu vor să facă anumite munci și nu își găsesc de lucru, devin frustrați, devin nervoși, fac ceva ce nu le place, iar ei se hrănesc cu această energie. Deci e cumva indusă această chestie, nu fac aia, mi-e rușine, nu vreau să fac aia. Și ei se hrănesc cu toate aceste emoții, aceste frustrări ale lor. Pe urmă se hrănesc cu frustrările celorlalți care vin să facă acele munci, le fac de nevoie. Exact. Deci pentru ei e un win-win, câștig din ambele părți. Ok. Ce trebuie să facă sufletelul? Cum să trateze această situație? Cum să abordeze această situație la servici? Să pună un filtru al iubirii, în primul rând, astfel încât tot ce vine spre ea să fie filtrat prin iubire și să nu se mai lase ancorată și antrenată în acele vibrații, să ignore efectiv tot ce vine din partea lor, ca și cum n-ar fi ele. Nu-i aude. Da, ca și cum nu le-ar auzi deloc, da, și să pună ziduri de lumină în permanență peste tot în jurul ei, să se îmbrace ea pe ea într-o bulă de lumină pură, de iubire pură, astfel încât să aibă tăria și să ignore complet acele fete, ca și cum ele n-ar exista pe lângă ea. Dar nici nu pot să mai stea, pentru că dacă ține o vibrație înaltă, nici nu se mai apropie.
Da, și în momentul în care vor vedea că sunt ignorate și că Mihaela nu le bagă deloc în seamă, ca și cum n-ar exista, se vor potoli. Pentru că ele se iau de ea și entitățile creează acea situație când vede că are cui să-i fure Da. energie. Dar dacă ea ignoră și face ziduri de lumină pură și nu mai dă acea energie, entitățile nu o să o mai agaseze. Și stă neutră, da, observator. Pentru că nu va mai putea să absorbe energie de la ea. Și atunci se vor duce în altă parte, de unde poate să ia energie. Nu-și vor mai pierde timpul cu ea, care nu va Pentru putea că, să mai pape nimic de la ea. exact, Da. ele nu stau flămânde și nu stau într-un loc unde nu pot lua, culege nimic. Exact, Da? Ele nu stau fără o resursă de hrană nicăieri. Deci vor pleca și o vor lăsa în pace, o vor ignora la rândul ei la un moment dat. Ok, deci asta ar trebui să facă Mihaela, da? Da. Și să aibă această tărie, deci o să aibă această tărie dacă își pune în permanență iubire pură și să le trimită, când vede acele răutăți din partea lor, pur și simplu să le trimite iubire, 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 iubire. Și în gândul ei să spună: eu vă iubesc, eu vă îndrăgesc, sunteți ființe și voi de lumină pură, ca Dar aici suflete. se referă la suflete, Suflet, nu la da. entitățile de Nu. pe aici. La suflete, ea să se adreseze sufletelor din acele fete, din acele colege, nu entităților. Și atunci vor înceta toate acestea, pentru că sufletul lor va reacționa. Exact. Și sufletul lor nu va dori și plus să... că primește, sufletul respectiv primește, primește energie, primește iubire. Iubire, da, exact. Da? Iar el crește. Da. Exact, exact. Și le va schimba comportamentul acelor fete, colege, față de ea. Ok. Acum, Ela, hai să... Deci, Taie? Mintea a scos... Da. A scos toate aceste programe, da. Îi spun să-și facă lumina ei interioară și să taie toate stringurile și cu colegele și cu tot din jur, cu tot și toate din jur. Și cu soțul. Și cu soțul, da. Pentru că și cu soțul au fost. Acum ne-a spus că e o perioadă mai bună pentru că soțul austriac, da? Deci în categoria la ce am vorbit până acum, care avea destule, îi făcea destule cicanii, dar acum e plecat de acasă, mult. Pleacă dimineața și vine seara târziu, deci interacțiunea este mult mai mică ca și durată. Dar da. Și lui să-i trimită bule cu iubire. Da, trimite bule cu iubire pură și informații și colegilor și soțului și șefului și tuturor persoanelor din jurul ei. Și le spune fiecare în parte că le iubește, că le iartă și ea le cere iertare și că anulează, decrează, arde toate energiile stagnante, blocate, karma adunată între ele, toate contractele, toate permisiunile, promisiunile, acordurile de orice fel dintre ei, le arde, le anulează, le disolvă și ei eliberează complet de orice karmă. Și că de aici înainte își va pune ziduri în jurul ei și le va trimite multă iubire tot timpul, astfel încât să experimenteze fiecare liber de aici înainte, unul față de altul. Îi spun să-și sigileze aceste canale, să le închidă cu lumină pură, astfel încât nimeni și nimic să nu mai intră în câmpurile ei. Putem pune și o ancoră, da. Antialcool, să nu mai bea, sau și chiar antifumat, dacă, vrea. Și antifumat, da, ca să nu mai poată să nu mai placă. Sau chiar dacă bea un păhărel, să se oprească la un singur păhărel, să nu lase să-și scadă vibrația atât de mult și să fie conștientă de acest lucru, cât de mult rău poate să-i facă și pur și simplu să respingă, să aibă repulsie față de gust, față de miros, față de orice, astfel încât să nu bea. Deci această repulsie să fie incontrolabilă, să fie greață, rău, să respingă alcoolul. Și la fel și cu fumatul, ori de câte ori simte fumul de țigară, mirosul, gustul, să aibă o repulsie totală, să-i se facă greață, rău și să nu poată fuma, să respingă complet. Ok.
am pus ambele ancore, am închis portalurile. Hai să se umple cu lumină, mina ei pură, din esența ei. Da, își crește această lumină pură de cea mai înaltă vibrație din legătura ei cu sursa primordială pură din centrul inimii ei și o crește, expandează astfel încât să vindece și să curețe tot corpul fizic și energetic de toate implanturile. Văd un implant la gât. Da. Aici văd că demonul și-a lăsat, da, ca să nu vorbească sau să vorbească mai ce mult. Ce vrea el. Da, exact. Îl scoate, îl arde. Ok, și acum își curăță fiecare celulă, fiecare organ. Începe cu creierul, cu neuronii, cu legăturile neuronale, cu toți centrii nervoși din creier, de gândire, de acțiune, cu ochii, nasul, gura, urechile, gâtul, umerii, brațele, spatele, coloana vertebrală, mușchii spatelui, sistem muscular, sistem osos, sistem nervos, sistem venos, sistem limfatic, sistem endocrin, sistem imunitar, sistem digestiv, sistem reproducător, esofag, trahee, plămân, inimă, stomac, ficat, vezica biliară, splină, rinichi, uretrele. Rinichi, în special, da, îi umplem cu lumină pură. Dacă astfel, vezi, dacă mai vezi ceva, formațiuni, pietre, mai văd ca o peliculă. Ușoară, deci subțire, foarte subțire față de ce a fost. Luminează, sparge cu lumină pură, cu laser de lumină pură, tot ce mai este ca rezidu, ca urme, ca efect. Ovare, trompe, uter, coluterin, vezica urinară și picioare până jos în tălpi. Și genunchii la fel, îi îmbracă în lumină pură încă o dată. Fiecare organ, fiecare celulă se curăță, se purifică cu lumină pură de toate amprentele energetice, de toate energiile stagnante, blocate, de toate urmele, efectele, de toate rezidurile de orice fel. Și se pansează cu energie vindecătoare de cea mai înaltă vibrație care va ajuta la regenerare, la energizare, la armonizare și la echilibrarea perfectă a tuturor organelor, a tuturor funcțiilor și a tuturor sistemelor corpului. Curăță și purifică acum și corpul energetic, corpul emoțional, de toate amintirile, toate trăirile, traumele, sentimentele, programele, gândurile, ideile, frustrările, fricile, neputința, enervarea, iritarea, toate energiile joase, vibrațiile joase care i-au fost induse, absolut toate le scoate afară, le anulează, le arde, le decrează complet și peste tot pune iubire pură, încredere în sine, determinare, iubire de sine, curaj, claritate, discernământ și acest filtru al iubirii prin care să privească în jurul ei, prin care să ajungă la ea informația și prin care să se exprime și să ajungă la ceilalți ceea ce ea dorește să exprime și să arate. Astfel încât nimeni și nimic din jur să nu o poată afecta, să nu poată să îi scadă vibrația, totul să fie filtrat prin iubire. Și curăță, purifică și energia feminină, energia masculină, o deprogramează complet și acum echilibrează toate corpurile energetice, corpul mental, corpul energetic al organelor, corpul
emoțional, corpul energetic, sexual. Ok. Foarte bine, Ela. Acum, hai să fac o sferă informațională și să o trimită sorei, sorei Cornelia, și da, vedem unde se duce sfera, unde e sufletelul sorei Cornelia. E decedată? Nu, este sora care ne-a spus că e cu de-aia mă gândeam că malformația de vas, ah, la okay, spatele urechii, la cap. Ajunge la ea informația. Da. O primește? Da, o absorbe, a început să o simileze. Începe să-și crească și vibrația. E congenitală, văd că problema ei la cap e da, ereditară. Da. E de pe generații, de pe A ADN. mai fost? Au mai fost înaintași care au avut o astfel de problemă? Da. Da? Și s-a transmis o genă? Da. Din Da, văd că da. ADN. A mai fost persoane în familie care au avut astfel de probleme și s-a transmis. Ea este acceptat prin contractul de încarnare, venind în această familie, a acceptat această boală, să zicem, se manifestă, da? Sau nu i-au spus? Văd că în contractul de încarnare nu se spun bolile generaționale, ce ar putea fi transmise. Nu se spun, nu, sufletelor. Nu, pentru că poate să le facă sau să nu le facă. Și asta depinde de... De ce depinde, apropo? Dacă o genă se manifestă, astfel de genă, se manifestă sau nu? De felul în care trăiește, de felul în care se manifestă, de vibrațiile care le emană, care le acceptă în funcție de... Sufletul. Da, în funcție de vibrații. Păi de-aia se manifestă de la început. De când sufletul a intrat în acel ou abia format. Ea se manifestă de atunci genă. Dacă e congenitală. Asta ține de vibrația sufletului de pe aia. Care intră. Da. Ok. Da. Deci, de aceea, spre exemplu, sunt o grămadă de gene de la înaintași, de tot felul. Da. Sunt frați care vin în aceeași familie, unii fac o boală, alții nu fac acea boală, sau fac da, alta. Deci depinde de vibrația pe care intră sufletul în corp. Și atunci acel corp, încă din pântecul mamei, dezvoltă acele malformații sau nu. Deci, până la urmă, sufletul, vibrația sufletului determină manifestarea da, anumitor gene. Da, și mai sunt copii care se nasc direct bolnavi cu tot felul da, de da, boli. Da, da. Deci ține de vibrația sufletului. Cât de joasă e vibrația sufletului, permite sau nu anumite afecțiuni, da, dar boli. În contract e clar că în contract există ca un copil să vină, să se nască, să facă nu știu ce boală și să moară la un an, la 3 ani, la 5 ani. Da, dar nu la toate sufletele le este adus la cunoștință nu, problemele asta am înțeles, genealogice dar a ei știu familiei. Entitățile da, că se va manifesta și va muri. Deci chiar dacă nu le aduce la cunoștință înainte de a veni, pentru că dacă le-ar aduce la cunoștință, că oricum aduc la cunoștință 3 lulele din contract, acele suflete, unele s-ar răzgândi să mai vină, nu? Să trăiască, să vină și să fie bolnav de bebeluș și să se chinuie și să moară. Nu? Nu da, mai acceptă sufletele acestea să mai vină în aceste... Ori ele, entitățile, au programele lor, au proiectele lor în care aduc un suflet să-l poată fragmenta, practic, de da, aia l-aduc. Exact, da, 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 da. Pentru da, că are o minte nedezvoltată, sunt suferința aceea. Aici văd că mai intervine și karma de familie. Bine, pe că... care unele suflete se armonizează cu ea, altele nu.
Deci, sora Mihaelei are această malformație congenitală, da? S-a format și a fost acolo, de aceea dureri de și migrene de cap, care le-a Da. descoperit de curând, da? Care ar fi Da. cauza. Da? Corect. Această tumoare vasculară. Deci, în primul rând este de pe arborele genealogic vine malformația, dar legătura o văd cu o altă viață, Da. suferința, energia ce a ajutat-o să dezvolte această problemă este o punte cu o altă viață Deci în face care, shopping. da, în care văd că a luptat, văd lupte, Da. lupte de corp, unul la unul, și a primit un pumn în cap care Da. în acel moment, în acea viață, i-a fracturat craniul. Craniu. Da. Și văd că face Unde era viața asta și în ce timp? 826, văd. Da. Și lupte, ce lupte erau? Acelea care se făceau în arenele romane cu, Da, ceva de genul, da, da. ceva de genul. Da, Sclavii îi puneau să se lupte și ei se da, uitau. pentru tot felul de bani, de pariuri, de Da. câștiguri Ale extra, altora. da. Deci a fost un astfel de sclav, da? Care era folosit la lupte. Da, îl văd bărbat, îl văd. Sufletul aici era bărbat și ducea aceste lupte. Și Și văd că a și murit atunci, din da. această cauză, cu acea lovitură de pumn Dar la cap. ce pumn a avut adversarul ăla de el? Aveau unelte, aveau tot A, deci felul. aveau de alea care Da. foloseau chestii de Da. alea cu de fier, Da. nu cu Avea pumnul gol. ceva Chestii pe. alea care se pun Da. așa și a spart Tot capul, felul. i-a fracturat. Da. Deci nu se luptau liber, eu nu mai știu, nu știu exact, știi, din istorie, descrierea Nu, celor aveau tot lupți. felul de unelte. Ok, și aici i-au făcut și punte, da? Ca să Da. dezvolte practic. Da. Da. Ok, acest Ca suflețel. să absorbe și energia bolii, energia aceasta de care, Conecteze la acele da, egregori exact, al bolilor. exact, de furie, de durere, de. Să-i țină apoi vibrația foarte joasă. Acest suflețel are. Problema este că persoana fizică, sora, are doi copii mici pe care trebuie să-i. Da, și o văd și foarte irascibilă, deci se enervează ușor și Da. tocmai asta e un pericol pentru ea acum. Și. Sufletul are toată informația aici și poate să-și facă un laser cu lumină și să taie legăturile cu toate entitățile. Da, își face cea rază de lumină și taie de jur împrejur. Toate entitățile, cu toate ființele, cu toate sufletele, cu copiii, cu părinții, cu frații, cu tot. Îngheață, Da. cere toate contractele cu aceste entități din sfera energetică. Ce entități vezi principale, să zicem? Doi lux și un arhon. Două mantide, văd. Destui. Da, Cere și toate. un Ah. demon. Ok, cele toate contractele cu toți ăștia și toate contractele de încarnare pe care le-a făcut de când a ajuns în dimensiunile acestea interferate. Da, cere să-i vină absolut tot. Copii, sucopii, oglindiri, orice a făcut cu oricare dintre aceștia în oricare dintre existențele de pe oricare linie temporală, de orice dimensiune au fost și de la toate încarnările pe care, prin care i-a trecut, toate consiliile, cere să vină și acum le arde, le anulează, le decrează complet. Iar ți-a Acum. lăsat să-și facă portalul, să-l deschidă cu sursa primordială a creației și să trimită entitățile.
Da, își deschide portalul și absorbe pe portal absolut toate entitățile. Ok. Acum, Nela, dacă vezi că e mai bine, cum este? E mai luminoasă acum, și-a ridicat vibrația, și-a curățat câmpurile, e mai luminoasă, mai eliberată. Mm-hmm. Să-și facă și ea ce am făcut cu, nu mai spunem noi acum, rapid, să-și facă curățare cu lumina pură dinăuntru, din esența ei, umple toate structurile și da. Curăță toate aparatele, sistemele. Da, ok. Fiecare celulă, fiecare organ, toate organele, de sus până jos, cap, piept, spate, brațe, abdomen, partea de scoate mijloc și picioare până jos. Implanturile le-a scos, da? Da, arde, dizolvă toate implanturile, toate, cu toate rezidurile lor, toate urmele lor, toate efectele lor în fizic. Acolo, în această malformație, este și implant? Sau da. Acolo a scos, dar era implant? Era și implant, da. Ok. Deci le-a ars, le-a Două scos. Implanturi am văzut la cap, avea. Da? Bine, la... După ce face curățarea aceasta, da. Și corpul mental, și corp emoțional, și corp energetic, le face mai rapid. Dar are timp, care informația să facă, de câte ori vrea. Da. Și consideră necesar sufletul ei să facă. Da. Da, face. Acum, cum o vezi pe Mihaela? Liniștită, calmă. Să ceară și ea toate contractele cu sora. Da, orice permisiune, promisiune, înțelegere care acolo, le-au făcut. Da, orice contract, orice karmă care s-a adunat, orice energie adunate, pe toate le anulează, le arde, le decrează și spune că o iartă și ea își cere iertare și se eliberează una pe alta, astfel încât să experimenteze libere fiecare. Ok, la. Acum... Dacă sunt, le vezi luminoase, pregătite să meargă fiecare, să întâlnească cu sinele cel mai înalt. Mihaela a mai făcut-o, știe drumul. Da. Și sora să facă asta, număr de la 1 la 3, 1, 2, 3. Da, fiecare se întâlnește cu sinele, cheamă și mintea, cheamă și corpul emoțional. Le curăță, le purifică, le deprogramează complet și le integrează și devin fiecare o conștiință unificată. Și mai număr încă o dată, Ela, și mergem toată lumea în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Și aici își caută fiecare matricea originală, o suprapune peste matricea cu care a venit din experimentare. Și curăță, purifică, aliniază toate codurile care au fost modificate, schimbate, șterse, eu știu. Da. Și activează fiecare programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da. Hai să activează facă. Activează fiecare, da. Facem declarația de suveranitate. Declară aici și acum și pentru totdeauna că anulează și decrează orice contract, înțelegere, promisiune, permisiune pe care a făcut-o cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, sau în afara timpului, în orice loc pe unde a trecut, experimentat, fie corp ceresc cu plus sau minus, spațiu dimensional cu plus sau minus, că retrage tot ADN-ul de pe oriunde mai este împrăștiat, îl purifică și îl integrează, scot afară ADN-ul hibrid nebenefic, care l-au în structuri. Da, l-ard, îl dizolvă fiecare. Mihaela are 7%, sora ei are 19%. Destul. Ce fel de ADN are? Regresiv. E multi ADN, dar preponderent e draconian. Draconian. Bine.
să cheme toate bucățelele, fragmentele de suflet, de pe oriunde mai sunt, până la ultimul foton îl purifică și îl integrează. Da. Șterge toate amprentele de pe oriunde a fost, le arde, le decrează, își retrag informația din orice bază de date, din orice copii, oglindiri, codificări, din orice bibliotecă akașică a entităților, orice calculator cuantic și orice creator. Da. Se arde linia experiențială, Mihaela a mai ars-o, ce a mai creat între timp. Se Da, arde arde, tot. se arde și Cornelia. Da, și arde. Hai să vedem Cornelia ce sine are. Are sine de nouă, dar văd că în șapte s-a fragmentat o bucată din, deci o bucată în șapte s-a fragmentat mai mult Mai și mult. E faci provine din parte din acea asta, bucată. din șapte, da? Da, Dar da. sinele mai sus E a nouă. fost nou. Da. Ok. Hai să vedem câte experiențe a avut și Cornelia pe pământ, în toate dimensiunile pământului. 674 Da. În nou și univers. 14.300. Bine, la. Dacă mai vezi ceva aici, ziceam sinele Corneliei să-i spună că au dubiu și Mihaela și Cornelia dacă să se opereze pentru că este operabilă această tumoare, dar că le-a pus să semneze. Păi așa se dă semnătură. În orice caz, dacă stă așa, cum ne-a spus, riscă în orice moment să pleznească. Operația în fizic este benefică, spune sinele, și e mai periculos să stea așa decât să se opereze. Să facă operația, spune. Va fi bine, fără griji să facă operația, fără frică. Se va consuma toată acea energie, toată acea. Va fi scoasă. Da. Deci să facă Extirpată. operația, spune, da. Că problema este a lor că e singură, cu doi copii relativ mici. Și aici apar niște probleme, că de entitățile au grijă cum să creeze situațiile. Da? Dar și așa i-au spus clar că stă într-un risc imens, deci nu e că are șanse să fie bine. Da? Deci cel mai bine ar fi să se opereze Poate găsesc sinele. o soluție pentru copii, cine să stea cu ei, cine stea cu ea, nu știu. Ori avea pe altcineva în familie care să vină să ajute, ceva trebuie să facă. Da. Da? Ele. Ok, la. Hai să vedem să-și facă sferele de materializare, să-și pună aici. Uite, Cornelia, sufletelul, reușită. Reușită Da. nu, pe la operație, reușită în viață, reușită de sănătate, de prosperitate. De ce vrea să-și pună? Da, Mihaela, la fel. amândouă își pun, da. Ne uităm și noi la sferele noastre de materializare, le concentrăm cu lumină pură și iubirea sursei primordiale a creației. Și număr de la 1 la 3 și venim fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, îl purifică, fiecare îl lărgește, astfel încât să curgă, să permită abundenței benefice din sursa primordială a creației să curgă în fiecare dintre noi. 1, 2, 3. Și aici, Ela, tem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am discutat, ce am văzut, ce am investigat în această sesiune, trimitem informație tuturor sufletelor care vor să o primească și sunt pregătite și vibrează cu această Da, informație. trimite peste tot, absolut peste tot, tuturor sufletelor cu care ea a experimentat și pe Pământ și în Univers și trimitem și noi
toată informația tuturor sufletelor de peste tot și în toate dimensiunile. Linia experiențială, ce a făcut cu ea? A ars-o? Cornelia? Da, ars-o, da. Ok. Acum să facă și sora Mihaelei, să facă sferele acelea generaționale, care le trimite câte una pe arborele genealogic din partea mamei, alta pe arborele genealogic din partea tatălui și arde da. Tot ceea ce s-a transmis de benefic, programe de la înaintași și mai trimite câte o astfel de sferă de legătura genetică cu fiecare copil, că sunt doi. Da, pe partea mamei se arde până la generația 14-a, iar pe partea tatălui până la generația 5-a. De unde vine Și gena către asta, copii, la fel. Ela, regresivă? Din partea cui? Eu văd din partea mamei. De la mamă, da? Da, aceasta. Așa. Bine. Și acum, Ela, ne curățăm casele, trimitem bombe cu lumină pură în interiorul nostru. Da. Și curățăm casele. Curățăm... Fiecare dă cu bombe de lumină peste tot, în case, tapetează pereții, podeaua, tavanul, dizolvă toate energiile stagnante, blocate, toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, se închid toate portalurile impure de peste tot, se deschide portal de lumină pură către sursa primordială pură și sunt absorbite toate entitățile din fiecare casă, prin portalul fiecăruia și trimite bombe cu lumină pură și pe locul de muncă al fiecăruia, pe sursele de venit, pe canalul abundenței care se lărgește și permite să curgă în viețile noastre toate energia abundenței, prosperității, sănătății, bucuriei, fericirei. Ok, okay. Ela, noi mulțumim sufletelor pentru această călătorie. Opresc înregistrarea.